În anul 2018, companiile private au creat peste 80.000 de locuri noi de muncă. Acestea au ocolit orașele mici și mediul rural din lipsa infrastructurii. Privații au preferat orașele universitare, de unde au cooptat tineri proveniți de pe băncile facultăților. Anul trecut, cele mai multe noi angajări s-au făcut în capitală, cu 25.000 de locuri noi mai mult față de 2017. Cluj, 13.700 de locuri noi de muncă și Iași aproape 10.000 de locuri noi de muncă. Ca și segmente economice, angajările s-au făcut în domeniul IT și în zona call center. La nivelul salariului mediu net, Bucureștiul conduce cu aproape 3.500 de lei, în timp ce Iașul are o medie de 2.600 de lei.